Salut, prieteni! Astăzi doresc să vă prezint acest model extraordinar de simplu, Magicul 4, care, așa cum vedeți, este format din 4 pătrate care se lucrează pe verticală sau pe orizontală, în funcție de cum alegeți dumneavoastră, care este foarte simplu de executat, dar rezultatul este super. Superb în combinații de culori. Sigur, dacă veți alege să faceți anumite combinații de culori, veți avea nevoie să aveți sculuri cumpărate special pentru acest lucru. Dar un astfel de model se realizează extraordinar de ușor din ghemele micuțe, firele care ne rămân de la lucrările anterioare. Absolut nimic nu se pierde, totul se folosește, iar acest lucru este extraordinar. Nothing is lost, everything is used. Da, nimic nu se pierde, absolut totul se folosește. Haideți să vedeți cât de rapid și cât de ușor se execută acest model, foarte simplu, dar cu un rezultat extraordinar de frumos. Vom avea nevoie să facem un lănțișor în multiplu de 5 cu care vom începe lucrarea noastră. Hai să-l punem așa, să-l vedeți în colțișor cât de frumos arată. O să pun aici și asta să se vadă, multiplu de 5. Ia să vedem ce combinație să folosim. Hai să mergem pe un mov, un roz și un alb, de exemplu, sau putem folosi albastru închis, blu și alb. Și v-am spus, de fapt, nu contează fiind din resturi, puteți să faceți ce combinații doriți și veți obține niște obiecte foarte utile și practice. Deci o să pun un multiplu de 5, 1, 2, 3, 4, 5, până la 25, 6, 7, 8, 9 și 10. Voi continua până la 25. Bun, am montat numai 25 de ochiuri pentru demonstrația noastră. O să ridicăm 1, 2 ochiuri la margine și vom face de felul următor. 3 piciorușe înalte, după care urmează un distanțier de 2, 1 și 2. Numărăm 1, 2, în al treilea ochi vom monta, vom face iară 3 piciorușe, piciorușe înalte o singură dată pe croșetă, cu distanțier 2 ochiuri între ele. 1 și 2. 1, 2, 3. Și așa vom continua până la dimensiunea pe care o alegeți pentru lucrarea dumneavoastră. Ce putem face cu acest Magic 4? Păi putem face fulare multicolore, carpete, coverturi, păturici pentru bebe, pernuțe pentru scaune, covertură pentru băncuța noastră de pe terasă. Ce nu se poate face? Ce nu se poate face? Bun. Ca să nu vă țin, eu o să continui de genul acesta, deci 3, 3, 3, 3, 3. Am ajuns la margine, ultimele 3 piciorușe și vom trece pe rândul 2 ca să vedem cum se lucrează în continuare. Ridicăm 1, 2 și acum
În toate spațiile libere vom face aceleași piciorușe. Deci am ridicat două, avem de făcut 1, 2, 3, arcada peste cele 3 piciorușe și acum continuăm. Deci în toate spațiile libere vom face 3 piciorușe înalte, o singură dată pe croșetă, iar de acum arcada peste numai două ochiuri. 1, 2. Trei piciorușe înalte. Deci în toate spațiile libere facem trei piciorușe înalte, o singură dată pe croșetă. Distanțier. 1, 2. Și continuăm până la capătul rândului, de aceeași manieră. 3 piciorușe, distanțier 1 și 2. Am ajuns la capătul celui de-al doilea rând. Vom face 1, 2, ultimul picioruș, cel de margine. Ridicăm 1, 2. Întoarcem și, cum vedeți, spațiul liber este deja la început, folosindu-ne de piciorușul lateral. Vom face încă două, vom avea trei, două piciorușe, două ochiuri, distanțier și în spațiul liber la fel. Trei piciorușe. Trei piciorușe, distanțier 2, în spațiu liber, deci tot ce este spațiu liber se lucrează. Asta este toată filozofia. Și la capătul rândului, de câte ori dorim, vom introduce o nouă culoare. Și așa se formează acest frumos pătrat. Cum vedeți, nu e nimic complicat, este foarte, foarte ușor. Să continuăm până la marginea rândului și vom introduce o nouă culoare. O să introduc o culoare de contrast, de exemplu, alb sau negru sau mov mai închis, un lila, un roz, orice aveți la îndemână, oricum vă place și combinațiile de culori care le considerați potrivite pentru ce doriți dumneavoastră să lucrați. Am ajuns la margine, 1, 2 și 3. Tăiem. Vom ascunde firul prin lucru, așa cum v-am arătat de atâtea ori. Superb! Bun, am introdus culoarea de margine. Vom lucra exact în aceeași manieră. Ridicăm 1, 2. Vom face puntea de 3. 1, 2, 3 la margine. Și în toate spațiile libere lucrăm cele trei piciorușe înalte. Unu, doi. Așa cum v-am spus, în interiorul lucrului puntea trebuie să fie numai de doi, ca cele trei piciorușe să fie strâns fixate. Din acest motiv, unu, doi. Unu, doi și trei, unu și doi, și așa am introdus culoarea. Am ajuns la capăt, unu, doi,
piciorușul scurt în ultimul picioruș, ridicăm 1, 2, avem piciorușul lateral deja, al doilea, al treilea, două ochiuri distanțieri, 1, 2 și 3 și astfel, încet, încet, se formează pătratul nostru magic. Suntem la rândul al doilea. Cum ați văzut, modelul nostru se formează în 3 rânduri. Bun. Am făcut și al doilea rând. Am ajuns la capătul rândului 2. Ridicăm 2 ochiuri. Facem trecerea de punte 1, 2, 3. Și continuăm cu rândul al treilea și ultimul din modelul nostru care formează modelul. În interior, așa cum v-am spus, numai 2 ochiuri de punte. În toate spațiile libere vom lucra aceste 3 piciorușe înalte, odată pe croșetă, simplu. Distanțier 2, spațiu liber, 1, 2 și 3. Perfect. Am introdus culoarea albă. Procedăm la fel. Ridicăm 1, 2 ochiuri. Suntem în spațiu liber. În spațiu liber puteți ascundeți firele direct sub lucru. Le mascați. Al doilea și al treilea. Punte. 1, 2 și în spațiu liber aceleași 3 piciorușe. 1, 2 și 3 și așa merge lucrul dumneavoastră, veți introduce câte culori vreți, câte culori aveți, v-am spus 2, 3 culori sau dacă vreți o anumită combinație de culori, atunci va trebui să aveți culori separate. Dar așa cum ați văzut, din resturi se pot face lucruri extraordinar de frumoase, extraordinar de frumoase. Uitați-vă ce combinații superbe. N-am să vă mai țin mult pentru că n-are niciun rost. Ați văzut cât de simplu și de frumos se lucrează. Și ne vom întâlni în curând cu un model la fel de simplu și de frumos. Doamnelor și domnilor, vă doresc o zi plăcută și să ne revedem în curând cu un nou model. O zi bună să aveți!